Bine v-am găsit la interviurile de CNews. Sunt Van Vâlcu, discut cu Alin Bucur, investitor în turismul românesc, și cu domnul Cârlan. Constantin Cârlan, operator de plajă în Mamaia, în Constanța, nici nu știu unde, celebra plajă Trei Papuci, în anii 80, toți sezoniștii, toți cei care veneau în Constanța, stăteau în gazdă, se duceau, era mai ușor de ajuns, mai repede, până în Mamaia, te opreai la plaja Trei Papuci, cunosc. De ce discutăm din nou cu domnul Bucur, acum și cu domnul Cârlan, de ce sunt mai scumpe serviciile în România, de ce e 50 de lei un șezlong față de 10 leva în Bulgaria, de ce sunt mai mulți turiști pe plajele din Bulgaria decât pe cele din România, de ce nu sunt, nu că nu sunt sprijiniți, sunt boicotați, blocați investitorii în, pe litoralul românesc. Cazul Caelia, telespectatorii noștri îl cunosc, o investiție realizată în urmă cu, în timp de un an, este blocată, să încearcă distrugerea ei, o piscină modernă, ecologică, din lemn, realizată în zona Caelia, a supărat autoritățile, a deranjat și politic. Și încă deranjează. Și probabil că încă deranjează. Bună ziua și bine am revenit. Mă bucur că am început să nu fiu singur și văd că alții operatori de plaje și alți oameni din businessul românesc încep și sunt contactat. Domnul Cârlan nu este singurul care m-a contactat. Deja multă lume începe să mă contacteze și să-mi aducă la cunoștință ilegalitățile de pe litoral care s-au întâmplat și se întâmplă și astăzi când vorbim. Eu unul nu mai înțeleg ce se întâmplă, nu înțeleg de ce nimeni nu ia atitudine, nu înțeleg de ce instituțiile statului nu iau act de aceste abuzuri care se întâmplă, cum se întâmplă și la actuala licitație și așa mai departe. Îl lăsăm pe domnule Cârlan, cum ați pornit? Când ați pornit? În primul rând, bună ziua. Întrebarea care ați pus-o, sau întrebările care le-ați spus, cei mai îndiriguiți ar trebui să fie cei de la Ministerul Mediului, ANAR, ABADL. De adică ce? Administrația bazinală la apele e ultima române, după acest după lanț. Gelitora. Da, care se subordonează ANAR-ului, care se subordonează Ministerului Mediului. Vom cere un punct de vedere. Da, să, întâi să ca să vă răspund la întrebarea noastră de ce la noi șezlongul este scump și așa este și oamenii care ne critică și ne ponegresc că e scump au dreptate. Ceea ce nu știu oamenii este că ABADL, ANAR-ul, închiriază la prețuri exorbitante bucățile de plajă. La noi sezonul estival, cu toate că începe în lege după 1 mai, el practic nu ține decât 2 luni. În astea 2 luni, să vă dau un exemplu concret. Un sector de plajă de 30.000 de euro, împărțiți dumneavoastră să vedeți la 60 de zile ce ar însemna numai să dai chiria la ABADL. Este greu, este foarte, foarte greu. Intervin puțin, 30.000 la dumneavoastră, la mine sunt 70.000. Da, da, am spus cea mai mică asta. O mai fișe de 25.000. Total nejustificat. De fapt, cum poate cineva să scoată profit la sumele astea, ținând cont de scurtimea sezonului, de faptul că majoritatea nu are scot. Și pierde, nu? Cheltuieli, pază, nu numai asta. Salarii, începând de la uzura materialului. Se mai strică, trebuie să le repare. Haideți să facem altceva, să o luăm cronologic, o luăm de la licitație, da? Bun, un operator de plajă când vrea să ia o
bucată de plajă, participă la licitații. Acum, problema este când se ține licitația. De ce noi am tot insistat ca licitația să se țină în luna octombrie a anului premergător, anului care urmează să înceapă sezonul? De ce spunem treaba asta? Pentru că pentru a ajunge să funcționeze, îți trebuie autorizație de funcționare. De la autorizația de funcționare înapoi, îți trebuie autorizație de construire. De la autorizația de construire îți trebuie avize de la toate deconcentratele. Asta însemnând 30 de zile minim, dacă ar fi corecți cei din administrație, le-am obținut. Dar știm bine că nu e. Și atunci... Vin punțile, sărbători, libere... Da, mă rog, dacă s-ar ține în octombrie, hai să zicem că am fi gata cu actele. Atenție, cu actele. După aia trebuie să mai și construim. Da, practic, ce construcții? Că ai șezlong, umbreluță, nu e așa, înfinge nu e așa, nisip. Nu e așa. Ca să funcționeze, îți trebuiesc niște condiții. Condiții pe care le cere OPC-ul, de exemplu, dar când vine, îți trebuie apă, îți trebuie canal, îți trebuie multe chestii pe care noi pe plajă nu le avem. Toalete și alte. Toalete, nu ecologice, că alea sunt o mizerie. Deci trebuie să le construiești. Eu am făcut, de exemplu, 1 kilometru de canalizare pe banii mei. Cu toate că atribuțiunea asta era a UAT-ului, da? Că e ordin al Ministrului Turismului, ca UAT-urile să tragă utilități la marginea plajei. Nu s-a întrebat. Nu, cel puțin la Trei Papuci nu s-a întâmplat. Nu se întâmplă nici acum. Nu sunt căi de acces acolo la Trei Papuci. Am făcut noi căi de acces. Am fost amendați că am făcut căi de acces. Cu toate că ISU și primăria și toate organele de control trec pe acel drum pe care l-am făcut noi. Adică folosesc drumul făcut. Păi n-au decât același. Acela, inclusiv marile spectacole, nu le nominalizez pe acolo. Festivalurile, mă rog, pe acolo trec. Deci ați plătit odată construcția și încă o dată amenda. Păi nu, amenzi am plătit multe, vă spun și pe ce am plătit, pe plaja nouă creată, care trebuie... Să o luăm pas cu pas. Deci aveți de investit în infrastructură, conducte, toalete... Da, care costă în jur de, în total... aproape 200.000 de euro în timp. Să le faci, să le aduci la standardele de folosință normale. După ce faci această investiție, ai siguranța că vei opera plaja și anul următor? Aici pot să vă răspund, eu sunt în cel mai în măsură. Am avut siguranța că pot opera, adică deloc. Am făcut investiția și am fost blocat când au văzut că am terminat. Ai zis, da, de ce să funcționeze? Hai să o ținem la muzeu. Probabil o să deschid un muzeu acolo, mă gândesc cu domnul 200 de mii de euro. La asta una mică, domnule, nu ce a făcut domnul Bucur. Domnul Bucur, după părerea mea, a făcut cea mai mare greșeală a vieții sale când a venit să investească în Constanța pe litoral. Pe litoralul Mării Negre, din Constanța. A făcut cea mai mare greșeală. Eu cunosc foarte bine situația din zonă și eu n-aș fi făcut niciodată. E sinucidere curată. Una e să demoleze un bijbar micuț, nu știu ce, care a o investiție de 100.000 de euro, alta e ce a făcut dânsul acolo. Dânsul a făcut un pol... De ce, domnule, trebuie să ne gândim, mă scuzați că vă întreb, de ce trebuie să ne gândim întotdeauna să dărâmăm? De ce nu ne gândim să construim? Eu în țara românească asta cu stupoare aflu pe zi ce trece că nu se vrea construcție, se vrea demolare. Și eu nu mai înțeleg nimic. Deci trebuie să demolăm. De ce să demolăm? Păi ca să facă sens unic Constanța-Burgas. Ca toată lumea să se ducă în Bulgaria. De-aia. Că la noi e șezlongul atâta. Datorită chirilor, datorită organelor de control care sunt foarte zeloase sâmbăta și duminica, nu știu din ce sectă sunt, de ce vin și fac controle sâmbăta și duminica. Că atunci merge sezonul la noi pe litoral. Lunea marțea e gol. Și vine atunci ca să-ți găsească. Numai cine nu muncește, nu greșește. Greșește. Da, tot nu mi-ați explicat. Deci, câteva sute de mii, 200 de mii, ați zis, 300 da, în timp atâta se pot băga, da. Și cum le poți amortiza aceste investiții? Că totuși și la 100 de lei șezlong cu umbrelă, tot, nu. Vorbim de 20 de euro. Eu... Câte șezlonguri și umbrele închiriați? Păi eu, de exemplu, am avut 800 de șezlonguri. La noi a mers foarte bine. În 2013
în fiecare an au scăzut vânzările. Au scăzut vânzările din motive binecunoscute, că lumea a plecat în altă parte. S-au deschis orizonturile. S-au deschis și orizonturile. Au început să prindă Bulgaria, da, sau Turcia, și Grecia. Și s-au mărit. Dacă mie din profit, din start, 30.000 de euro, eu ce fac atunci? Eu nu mai pot să investesc în ceea ce am făcut, că aia trebuie întreținută în continuare, ca turistul când vine să aibă toate condițiile. Da, vedeți că totuși n-a făcut nimic. Conductele le-ați pus dumneavoastră, nu, mobilierul la fel. Nu. Chiriile par mari. Dar sunt mari. Interesul statului ar fi să ai turism, nu să îl jupoi pomi. Dați-mi voie să vă contrazic. Interesul statului. Vreau să vă întreb în ecuația asta, vă întreb eu pe dumneavoastră, Ministerul Turismului, că ați pomenit de turism, de plajă, noi vorbim de plajă, de turism, Ministerul Turismului ar avea interes, dar n-are niciun interes, păcând ABADL-ul, chiar că n-are niciun interes, Ministerul Mediului n-are niciun interes, au interesul să colecteze pe undeva îndreptățit cât mai mulți bani la bugetul lor și atât, buget cu care eu nu știu ce au făcut. Dar e treaba că nu fac nimic cu Păi n-are banii. Ce căuta plaja, n-are ce căuta la ABADL. Plaja trebuie să fie la UAT. UAT-ul este cel care știe foarte bine nevoile orașului. E interesat să se dezvolte orașul foarte bine, că dacă îți merge plaja bine 2-3 luni... Turistul respectiv intră într-un restaurant unde lucrează oameni din orașul respectiv. Stă la hotel unde la fel. Da, aduce bani în comunitatea... Păi da, dar asta înseamnă interes. Ori Ministerul Mediului și cu ANAR-ul și cu ABADL-ul nu au interes, nu interesează turism. N-au nicio treabă, că nu e în portofoliul lor. Și atunci întreb și eu Ministerul Turismului, unde este? Sau de ce este? Numai să ne dea avize? Pentru ce? Ce face Ministerul Turismului? Cu ce ne ajută pe noi? Spuneți că e foarte, foarte scurt sezonul. O piscină, da, nu e o simplă piscină, o construcție, așa cum a făcut domnul Bucuru, cu trei module, să spunem, cu cabine. Da. Extinde sezonul. Poți să vii și în mai, poți să vii și în octombrie dacă ai o piscină. Altfel, în apa mării e greu de intrat, chiar și în iunie. Nu e vorba că le extinde. E vorba că e ceva frumos, domnule. Da, adică de vin asta... oamenii, e interes. Nu vreau să-l aduc în discuție pe domnul Mazăre, da? Cu ce făcea domnul? Făcea să scălâmbăia, făcea fel de fel de spectacol și aducea oameni. N-aveai loc să intri în Mamaia, domnule. Acum, dacă vezi că cineva a făcut frumos, să dea Dumnezeu să mai facă încă 5 lângă dânsi. Să rămână oamenii aici, nu să ducă în Bulgaria sau în alte destinații. Păi ce a făcut dânsul acolo, eu am rămas mut. Nu găsești nici în Bulgaria plajă ca dânsul. E păcat, domnule, chiar e păcat. A, cade pe și cu un metru, cade pe... Domnule, suntem români, nu? Spuneți că ruptura s-a produs toată cu lărgirea plajelor. La ce ruptură vă referiți? La? Dintre proiecții, costuri și... A, păi, haideți să vă explic. Eu când am licitat, pentru un sector de plajă care avea niște limite. Coordonate. Una dintre ele era Marea Neagră. După ce s-a nisipat, proiect necesar de altfel, mi-a dispărut mie din față și toți la cei care au nisipat în față, mi-a dispărut Marea Neagră. Eu n-am avut voie timp de 5 ani de zile să pun șezlonguri acolo. Când le puneam, veneau cei de la ABADL și ne amendau. Unde trebuie? Între lotul meu vechi, care a rămas pe uscat, care a rămas... e undeva în localitate. Da, a apărut un uscat în fața mea. În fața uscatului meu a apărut alt uscat și marea a dispărut. Și normal că... Adică nimeni nu vrea să stea undeva în câmpie pe șezlong, nu, să mai facă jumătate de kilometru, nu, până la... Nu, nimeni nu vrea. Veneau, ne amendau, le-am solicitat să ne bage această fâșie de plajă în scris, ce vă spun eu, totul este documentat scris. În sectoarele noastre de plajă, să le plătim, să câștige și statul, să nu rămână plaja neexploatată. Da, răspunsul, o plajă mai mare însemnau mai multe șezlonguri. Mai multe șezlonguri. N-aveam ce face, adică odată ce ne-a luat marea, trebuia cumva noi, operatorii de plajă, să ajungem cu șezlongurile la mare. Lăsând, bineînțeles, cei 30% pentru cei care vor să facă plaje pe prosop, deschidere de 30%, că și aici e o discuție,
Și asta am vrut să facem. Nu s-a putut, am fost amendați de 2-3 ori pe an, că de ce punem șezlongurile acolo, ca la un moment dat să ne spună de fapt că Uniunea Europeană nu ne dă voie sau nu le dă voie să le închirieze. Să vă spună sau să vă scrie? E o diferență când, nu, adică nu, e pentru... Nu. Ei au spus, cei de la ABA, adică în discuție, așa. În discuție au spus că le-a interzis Uniunea Europeană, fiind fonduri pe lucrări. Dar scris nu v-a dat. Nu ne-a dat intervin nimic. Eu nu pot să dea scris, pentru că nu există așa ceva. Da? Interesul este dacă fac o paralelă și vă dau un exemplu. Dacă dumneavoastră îmi închiriați mie un apartament cu 4 camere, nu puteți să-mi spuneți, folosești doar 2 și 2 nu, că eu îți plătesc toate 4 camerele, nu? Așa e și cu plaja aici. Atât timp cât îți ia banii pe plajă și tu plătești pe toată suprafața de plajă, că noi nu plătim sectorul 1 și sectorul 2, noi plătim toată suprafața de plajă. Păi dacă o plătesc, de ce ți-o plătesc? Nu s-o folosesc? Am aflat ulterior că mai mult cei de la Uniunea Europeană, nu că am aflat, am și găsit documentul și l-am în copie și tradus și în copie, le-au spus că pot folosi plaja. Chiar e indicat să folosească... E o obligație după proiectele europene să fie utilizate, să beneficieze... Ei ne-au păcălit că 5 ani sunt în garanție și fondurile, lucrările pe fonduri europene, 5 ani când sunt în garanție, n-au voie să producă bani. Înțelegeți? Adică n-avem voie să n-au voie să le exploate. Da. Și era exact pe dos. Deci era exact pe dos. S-a creat un prejudiciu. S-a creat un prejudiciu statului. Care nu, bineînțeles că nu o să răspundă nimeni, domnule. Nu răspunde nimeni. S-a creat un prejudiciu imens. Tot ce s-a, gândiți-vă că tot ce s-a nisipat, că ce s-a nisipat e de 4 ori, de 5 ori mai mult decât plaja veche. Gândiți-vă ce înseamnă banii ăștia s-au pierdut. În ultimul an, prin intervenția unei societăți patronale, Resto și, mă rog, alte societăți de turism, am forțat puțin lucrurile și domnul Ciucă a semnat o ordonanță de guvern prin care ni s-a închiriat, în ultimul an, ni s-a închiriat sectorul. Deci s-a putut. Deci 4 ani nu s-au, 5. Nu s-au obținut 5. Exact. Venituri? Da, exact. Dar s-au obținut venituri din amenzi, că... Eu cred că totuși, adică e în balanță, dar cred că totuși mai mult s-a câștigat dacă s-a închiriat decât s-a câștigat din amenzi. Sunteți sigur că s-au încasat aceste amenzi de la toți operatorii sau unii au fost uitați, las că merge și așa? Noi trăim în România și știm foarte bine. Eu cel puțin am procesele verbale, nu pot să vorbesc. Cine a trebuit să verifice? Păi vă explic eu că e foarte simplu, putem să aflăm dacă s-a întâmplat. Luăm anul care a trecut, anul acesta în curs, sezonul estival. Și mergem la stânga mea sau la dreapta mea și vedem. La societatea X s-au desfășurat activități economice, că avem un set, un bon fiscal, am și o notă de plată care le-am plătit, da? A avut plajă închiriată, n-a avut, cum s-a desfășurat activitatea, pe ce... e foarte simplu să aflăm. Ce observ cu... Eu ieri am venit de la Constanța. După 30 de ani de zile, Alin Bucur a reușit cât de cât să facă un pic ordine pe litoral. Ce se întâmplă? E primul an când toată lumea văd că atâta intensitate la ape române și lucrează cu atâta, chiar îi felicit pe tema asta, dacă am avut numai cuvinte de... O cară să am și cuvinte de laudă. După 30 de ani au început să-și facă treaba. Fac curățenie pe plaje, au început să demoleze ca să ajungă, nu vă spun că am avut o risc, să mă demoleze pe mine. Ea nu se face asta cale. Deocamdată, astăzi când vorbim, avem un câștig în instanță de suspendare a demolării. Deci astăzi când vorbim nu se poate. Trebuie să urmeze, să-și urmeze instanța cursul, să vedem cine a greșit și ce are de plătit. Deci toate forțele astea lucrează ca să ajungă să demoleze ce se vede, ce se vede astăzi. Dacă ăsta este un stat de drept, dacă asta e România pentru care au murit oameni la Revoluție și și-au dat viața ca să avem libertate, încep să...
Bun, e și o opțiune politică, au intervenit forțe politice, au făcut un subiect de campanie. O acțiune politică. Noi, știu așa, noi odată, chiar ieri mă gândeam așa, când te uiți stânga, când te uiți dreapta, auzi că toți sunt patrioți. Fiecare îi susținem investitori. Dar când? Odată la 4 ani. Avem o lună de zile, toată lumea, eu sunt patriot, eu susțin, eu fac, ne întâlnim cu anumiți unde avem interese să-i susținem pe anumiți întreprinzători români și normal și corect. Dar nu numai pe anumiți, întâlnește cu toți. De exemplu, eu sunt un investitor român care n-avea nimeni să se întâlnească cu mine sau să spună, bă, stai un pic, ce se întâmplă aici? N-avea nimeni să mă cheme să verifice actele, să verifice abuzurile care mi se întâmplă. N-a venit un corp de control din partea primului ministru sau un corp de control. Eu, de exemplu, acum am făcut, vă dau un exemplu, trec de la una la alta, mă scuzați, dar sunt prea multe și a fost licitația, s-a întâmplat un abuz, a trebuit să fac o contestație, dar contestația cine o verifică? Tot APE Române. La urmă instanță. Da, păi este o instanță abilitată în ultimă da, tot instanță. Tot angajația pe Române. Normal ar fi când ai făcut o licitație și sunt suspiciuni, să vină altă entitate să controleze. Nu, aici se face o plângere prealabilă la el, după care merge în instanță. Deci ei o analizează. Păi da, dar eu... Da, am un proces. Deci ce s-a întâmplat? La fond am câștigat. Dacă vreți, vă explic în ce constă procesul. La sfârșitul, eu am avut contract din 2013 până în 2022, pe 10 ani. Adică în timpul contractului au venit cu extinderea plajei? Da, în timpul contractului. La licitație mie nu mi-a spus în caietul de sargini că se va licita. Acum s-au destupat că se va extinde. Adică știam, poate nu mai participam la licitații. Pentru că mie mi-a licitat, eu am fost și am licitat ieșirea la mare. Adică eu am licitat pentru un stilou și acum ei, după 5 ani, mi-a dat un creion. Cam așa. Deci o înșelăciune. Clar o înșelăciune. Deci, contractul meu s-a terminat în 2022. În contract scria că 30 de zile înainte, îți poți, de expirarea contractului, îți poți exprima dorința să continui... Un fel de preemțiune. Nu. Cu acordul ambelor părți să continui contractul. Bun. Am făcut acest demers, mi-au spus, stai puțin că nu ne-am hotărât încă, deci ce vă spun aici, scrie pe hârtie, cu adrese, cu ștampile, cu... După care, în ultima zi de contract, mi-au spus, datorită faptului că a apărut nou cod administrativ, nu mai putem să-ți prelungim contractul. Nu scria nimic în nou cod administrativ despre... Scria de trei papuci în nou cod administrativ. Nu scria despre faptul dacă poți sau nu poți să prelungești. Au rămas clauzele după codul civil la început, când am făcut contract. Bun. Atunci le-am spus, domnule, eu fiind singurul din zonă care am avut autorizație de construire, recepție la terminalul lucrurilor și declarat la fisc unde trebuie tot, singur am fost din zonă, după legea 50, normal că tot după aceeași lege 50 trebuie să iau autorizație de demolare. Așa se face. N-ai voie să-l demolezi. Asta nu e, o să-mi spuneți că e construcție cu caracter provizoriu. Ce faceți? Luați conductele? Nu. Alea au rămas acolo. Rămân în patrimoniu ABAD-ului. Au zis boda proste? N-au zis boda proste, e treaba lor. În sfârșit, nu asta era problema. Problema este că eu am obținut toate avizele pentru demolare, iar dânsii n-au vrut să-mi dea, eu fiind proprietar pe activ, dânsii pe teren, ABAD-ul, n-au vrut scris să-mi dea acordul pentru obținerea autorizației adică de demolare. Adică vrea să plecați și să le lăsați construcția? Nu, n-au vrut, domnule, n-au vrut, pentru că eu am fost un tip foarte corect cu ei așa, n-am putut să fiu, și nu le-am stat în gât. Și n-au vrut. Deci, hai să înțeleg, în 2022 s-a încheiat contractul. Corect. Aveți, dacă ne referim la construcții, un bijbar sau ce era? Aveam două bijbaruri. Două bijbaruri? Da. Și dacă, să zicem, spuneați,
spălați-vă pe cap cu ele și plecați de acolo. Păi s-a încheiat contractul la revendere. Păi da, dar eu nu puteam, eu sunt declarat cu el la SPIT. Eu nici acum nu pot să mă radiez, că cei de la SPIT zice dăm autorizația de demolare și procesul verbal de demolare. Dar dacă ei n-au... SPIT fiind... Taxe și impozite de Constanța, de exemplu. Da. Deși acum nu pot. Mi-au dat scris că îmi trebuie acele documente. Eu nu l-am cerut decât să-mi dea acele... Ei ce au făcut? Ei m-au dat în judecată, m-au blocat acolo să nu pot să demolez și mi-au cerut 50.000 de euro. Adică dacă am stat o iarnă acolo, pentru că nu mi-au dat hârtiuța să pot să demolez, mi-au cerut 50.000 de euro. Bineînțeles că... Chirie. Chirie iarna, că iarna e o activitate extraordinară la trei papuci acolo pe metru pătrat și ei au închiriat întotdeauna, iarna foarte bine. Deci trebuiau distruse, lichidate fizic. Nu, domnule, ca orice construcție, ai un act de naștere care se numește autorizație de construire și un act de deces care se numește autorizație de desființare, care are aceeași componente ca și autorizație de construire. Să spunem că ar fi preluat contractul altcineva, firma Y. Da. Dacă preluau ei acele... Nu puteau să preia. Eu sunt obligat ca la terminarea contractului să predau plaja liberă de sarcini. Okay. Să spunem că ați fi reușit să o preda. Ăla care vine iar face o investiție. Iar face. Păi, haideți, iar se referă puțin, că a fost pe 10 ani. Buzunarul, da, a fost pe 10 ani. Ce... Da, ultima licitație a fost pe 2 ani. Dați-vă seama că oamenii aia au licitat, au câștigat, au construit în anul 2020 și în 2022 au demolat. Au funcționat. Dacă în... i-a lăsat să demoleze. Da. Nu, păi nu, n-au avut nevoie de autorizație de demolare pentru că n-au avut autorizație de construire. Păi, eu unul, de exemplu, sunt aceia care am autorizație de construcție. Da. Haideți să vă explic eu. Este o aberație și eu le-am spus. Cine nu știe, ca să construiești un beach bar astăzi, Ape Române îți cer o chirie de 200 de euro pe metru pătrat. Prima dată când am auzit, am râs și am întrebat, îl construiți voi? Și întreb în coată, îl construiesc ei. Vrei, nu vrei, dacă vrei beach bar, plătești 200 de euro, ți-a banii așa fără deci să... Deci peste sectorul de plaje care îl plătești. Deci ai plătit 70.000 sectorul de plaje, mai vrei un beach bar de 150 de metri, mai plătești 30.000 de euro. Bani care se duc în buzunarul consumatorului. Bun. Care pleacă din buzunarul consumatorului. Care pleacă și din țară, de la noi consumatorul. Bun, pe urmă întreb așa, am făcut beach bar, ți-am plătit ție 30.000, m-a mai costat pe mine încă 30.000, nu mai contează. Am înghițit și gălușca asta. Păi bă, de ce mă pui tu la 1 mai să-l construiești și la 1 septembrie să-l demolez? Păi lasă-l acolo, dacă câștig licitația, merg mai departe, dacă pierd licitația, poate domnul... Constantin vine și spune, bă, îmi lași mie ăsta, cât mă costă? Uite, ia banii. Practic, acest sistem împinge investitorii să construiască din carton, din stuf, din improvizație. Nu, ne împinge la tot ce e mai rău și să facă evaziune și să faci tot ce e necesar ca să poți să-ți recuperezi. Să știți că toți investitorii, toți operatorii, domnule, ar vrea să facă cât mai frumos, dar sunt așa de rigide legile și HCLM-urile date de UAT-uri, municipal, da. Da, încât te lipsești. Adică sunt extraordinar de scrupuloși. Nu-ți dă, să nu mai vorbim de autorizație de funcționare. Nu-ți dă să funcționezi noaptea. Dom'le, omul când vine la mare, eu mi-aduc aminte anii 75, începea sezonul, ieșea lumea la ora 9 seara. E, la noi, acum, la ora 10, treia să închidem. La ora 10, închizi. Păi, erau discotecile de pe plajă care nu îi lăsau să dormă pe cei care... Păi stați că nu suntem la Amara, noi suntem la Mamaia. Sunt și stațiuni unde poți să dormi. Aici majoritatea care vin un public mai... Atunci trebuie să aibă orientare. Mai e o problemă. Nu te duci la Mamaia dacă te duci la odihnă? Nu, dar este legea ordinii și liniștii publice. Păi în care dacă eu am încălcat legea, foarte bine vii și mă amendezi. Dar nu mi-mi pui tu să funcționezi numai până la 10, pentru că eu mi-am făcut un plan adică de afaceri. Adică el putea funcționa și până la 6 dimineața dacă nu deranja pe alții. Sigur! Sunt alții care vor să privească cerul, să bea stele, să bea o bere, să asculte o muzică în surdină, să nu deranjeze. Adică malul mării noaptea e frumos, domnule, mai ales pe senin. Este foarte frumos.
Dar dacă nu-mi dai voie, eu mi-am făcut un plan de afaceri. Mi-am făcut planul ăsta de afaceri ținând cont că îmi funcționez și noaptea. Și am o tură de oameni, de muncitori, care plătesc impozii și taxe. Ei au dispărut. Adică au dat mâna, nu știu ce să vă spun eu, nu se vrea, domnule. Vrea să... Da, se... mama era un fel de Ibița în epoca Mazăre, adică o stațiune dinamică, mai gălăgioasă, mai... Da, și acum ar putea fi. Lovitura, temelia s-a dat cu nisiparea. Nu poți să nisipezi. Nu știu, n-a verificat nimeni caietul acesta de sarcini când s-a făcut nisiparea. Cu ce material trebuia să nisipeze? Cu material? Păi ăsta e bitum, domnule. Calci pe jos cu scoica aia să face bitum. Ca să se macine scoica aia trebuie să treacă cel puțin 300 de ani. Să devină... care se macine plaja, mai trebuie făcut încă o nisipare. Nu, aia e erodare. Eu vorbeam de măcinarea... Păi da, și în 300 de ani se tot erodează și mai face o... Perioada de înjumătățire este de 50 de ani. Atâta au caietul de sarcină. Deci... În 50 de ani va fi jumate de când au nisipat. Va rămâne. Așa am înțeles. Scris. Dar vorbesc, putea să se aducă nisip de calitate, dar au preferat probabil să ia nisip aproape de țărmul mării, unde era scoică, în loc să ducă cu barjele la nu știu câți kilometri, era mai scump. Nu știu cine a făcut caietul de sarcini, nu știu cine a făcut recepția, nu știu cine a făcut plată. Cert e, ceea ce știu că este, oamenii sunt nemulțumiți când vin și calcă pe beton. Este beton, ăla se face beton. Ne-am chinuit noi, mulți s-au chinuit să doare, să... Ce să faci? Că e scoica la... Până scoica aia nu se face praf, adică 300 de ani, nu, da, noi am pierdut plaja. Cei care au făcut nisiparea, o firmă olandeză, am înțeles, au experiență, dar acolo lumea nu vine Da, să calce nisipare. Cu piciorul... Nu e firmă de... Atenție! Van Ordu, dacă vă referiți la Van Ordu, cei care au făcut... Nu este firmă de înisipare. Exact. Altfel, titulatura este de recuperare teren, nu de... Păi, Olanda și-a recuperat terenul din mare... Păi în da, mare da. Măsură. Dumneavoastră ați fost la plajă. Știți cum era mama aia înainte? Știți cum era nisipul înainte? Știți cum era? Fin. Fin. Acum ați văzut cum e? Nu. Este ceva mai bine decât șoselele din România, adică ei mai n-au așa găuri, dar ca duritate, după 2-3 săptămâni de călcat, la fel se face. Veniți să vedeți, că nu exagerez cu nimic. Cine răspunde? Asta spuneam, că la Marea Nordului lumea vine cu cizmă, încălțat, admiră marea și nu stă la plajă, nu se așează pe nisip, că dacă pui cearșaful pe un astfel de nisip, spuneați că sunt suprafețe rezervate celor care vor să-și aștea în... Da, dar înainte de nisipare se punea. Păi și cum pui cearșaful dacă e așa de dur? Nu pune și probabil rezistă oamenii ce să facă. Aici fac eu o paranteză. Iar nu este corect să vină un operator de plajă să plătească 70-100 de mii de euro și să mai lase și 30% și să mai vină omul și în fața, vine un turist și spune plătesc 50 de lei sau 100 de lei un șezlong și vine unul cu un cearșap și a pus o umbrelă și să pune în fața mea. Cu toate că are loc rezervat. Nu, da? Ambiția lui spune, să fie în față. Și spune așa, nu că este domeniul public. Păi bă, am înțeles, dar atunci de ce mi-e 70.000 de euro? Fă așa, o plajă, două, trei, loc de prosoape, o plajă, două, trei, nu? Da. Sau plajă de interes, nu știu cum să zic, nu privat. Să le ia primăria. Da, domnule, acolo vine cine nu plătește, nu nimic, face la cearșea, face cum vrea. Unde am plătit, îmi organizez plaja cum vreau. Și fac, mai propun și altceva. Dacă tot să vrea... Plaje publice, ca să zic așa. Că nu să vrea. Dau un exemplu. Sectoarele de plaje sunt 404 sau câte sunt. Cred că n-ar fi o problemă fiecare operator de plaje, spun eu, să pună câte 3 lei, 5 lei și pentru sectoarele astea exact. Cumpărăm noi șezlonguri care le donăm... Pe sectoarele neamenajate. Neamenajate. Dar sau pe plajele publice. Sau pe plajele publice. Patronate de primării. Dar nu să-mi iei mie banii și să vii să-mi impui. Adică este urât și față de cel care plătește.
nu are intimitate și nu are... Și cel care vine, poate să simte stingherit. Unul stă confortabil pe șezlong și... Sunt oameni care au bani, oameni care n-au bani. Care n-au bani, nu înseamnă dacă n-ai bani, nu trebuie să mergi la mare. Ba da, trebuie să mergi la mare, să stai pe prosop. Sau sunt unii care nu vor decât pe prosop. Foarte bine. Bun. Dar trebuie legiferată treaba asta. Dar aici intervine ABADL-ul, care nu vrea să dea gratuit, cu titlul gratuit poate să dea, că e domeniul statului, să-l dea primăriilor, da? Și primăriile fac acele plăci publice, în care vine lumea și nu plătește nimic. Și stă pe profesor și face ce vrea. Știți că și în epoca, să zicem, comunistă, al Ceaușescu, la ștrandul public plăteai 2-3 lei. Deci, bun, gratis, să zicem că plăteai... Gratis? Da. Nu e nimic, nu mai e nimic. Să zicem că plăteai 2-3 lei. Să spunem că primăria are interes tocmai pentru a ține localitatea în atenția turiștilor, să vină omul și la gazdă, să vină dar, omul din și păcate, la nu, plajele nu sunt la UAT-uri, nu sunt la primării. Dar are, e altă variantă, hotelul care are... Nu e, o variantă, nu e o variantă viabilă. Plaja, sunt anumite, foarte multă plajă este unde nu sunt hoteluri. Deci nu putem să... că la licitație, cel care are hotelul va avea niște puncte în plus, niște puncte în plus ca să poată câștiga licitația, asta e altceva. Dar nu poți să spui că le dai numai hotelierilor. Pentru că sunt hoteluri care practic nici nu... Adică în Turcia, unde sunt acele resorturi all inclusive, așa a fost. Ați spus resorturi. Da. Aia e altceva. Da, putem închis, să... a tras gan, nu mai intră... Și nu are voie să intre nimeni. Nu mai intră nimeni, da. Da. Putem face și noi așa, adică se la poate. La noi nu se vrea și totul... La noi e așa, eu cred că dacă s-ar vrea un pic... Haideți, revin un pic, că e foarte important cu licitația asta care tocmai s-a întâmplat. Am... a fost publică licitația și trebuie să fie publică, nu? Eu așa știu. Am aici lista de atribuire a contractului pentru cei care au câștigat. Din 131 de oferte, 115 au fost declarate valabile. Mie când mi s-au cerut clarificări, mi-au scris în clarificări o adresă venită de la ABADL Dobrogea Litoral. Am făcut contestații și am cerut să văd și eu acel act. Bineînțeles că astăzi am primit doar o bucățică ca să nu văd. Și cer public și poate cere și dumneavoastră pe legea 544 public, pentru că aici firmele care au câștigat, vreau să văd și eu în ce măsură au câștigat. Că... Adică ar trebui, dacă nu, lucrurile să fie transparente, știi... transparente pentru toată lumea. Una la mână, eu nu aveam cum să dezafectez sectorul de plaje. Pentru că am o hotărâre judecătorească de suspendare a demolării pe acea plajă. Adică e în litigiu. E în litigiu. Doi la mână, pe data de nouă, când s-au depus, nu aveam nicio treabă cu ABADL-ul. Și ar trebui să urmărim puțin actele, de unde și pe ce dată s-au emis anumite acte, să vedem dacă nu cumva au umplat în oferte să se asigure că eu am licitat sau nu. Ar trebui puțin investigat lucrurile acestea, pentru că aici sunt cu siguranță și feeling-ul meu spune că lista aceasta, mare majoritate din lista aceasta sunt cam în aceeași situație ca și mine astăzi când vorbim. Și mai e o problemă care legată de licitații, care se poate verifica și acum într-un caiet de sarcini al celor de la ANAR, ABADL, în care două puncte sunt cel puțin bizare. Unu, nu ai voie să participi la licitație dacă ești în litigiu cu ABADL. Bun, dar dacă litigiul ăsta îl câștig eu și tu nu mi-ai dat voie să intru, unde există la noi prezumția de nevinovăție până nu dă cu ciocanul în masă judecătorul, până nu tranșezi un litigiu? De ce nu-mi dai voie? Îmi e un drept constituțional. Și crește valoarea despăgubirilor. Dacă din greșeala ta am avut un litigiu, da, și asta m-a împiedicat să obțin profit în continuare, se adaugă la despăgubiri. Tot la stat. Al doilea punct din caietul de sarcini. Cum la stat? Nu se transferă celor care au greșit? Da, dacă cel care e consecvent și se duce la Curtea de Conturi și spune, domnule, foarte bine, ABADL-ul mi-a plătit mie o despăgubire. Cine din ABADL
a făcut în așa fel încât să-mi plătească mie despăgubirile astea. Exact. Păi da, 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 aici e treaba curții de conturi, să vadă la hotărârile judecătorești s-au plătit banii ăștia. De ce s-au plătit? Cine nu și-a făcut treaba la... Dar eu întreb altceva. Și pe urmă reveniți cu punctul 2. Întreb altceva. Să spunem. Eu am, mi s-a anulat licitația, eu mă judec, da? Se face peste o lună altă licitație, cât știgă domnul Constantin și peste 7 luni vine Alin Bucur și a câștigat în instanță. Ce se întâmplă atunci? Omul și-a făcut investiții, a plătit banii la... Cine mai plătește în situația aia? Ci unde? Cum? Ce se întâmplă este în situația? Este un haos total și la ei sunt oameni la beadele. Unii sunt foarte pregătiți și unii sunt total nepregătiți. Alt punct din caietul de sarcini de care vă spuneam este faptul că scrie acolo cu 30 de zile înainte de încheierea contractului să-ți explic. Dar de ce nu spui, nu ne spune cu un an? Că atunci, eu știu că un an înainte, tu nu îmi vei mai prelungi. Că poți să-mi prelungești sau poți să nu-mi prelungești. Că e cu acordul. Și un an nu mai fac nimic. Nu, nu, nu. Fac în continuare, dar mă pregătesc cu documentele ca să pot să demolez. Când am terminat contractul, să fiu liber de sarcini. Nu să fie ca acum să spună, păi stai puțin, că în 3 zile trebuie să demolezi. Păi cum să-mi demolez în 3 zile când eu trebuie să am autorizația de demolare? Aici, în instanță, nu poți să... Păi în instanță le tracem. Eu am câștigat un proces până acum. Nu, dacă ți se impune ceva, e imposibil păi și de rezolvat în start. Instanțele durează 2-3 ani. Ce faci? Ce faci? Plaja, sezonul trece. Această chestie cu 30 de zile. Bun, are sens să spunem, domne, la anul statul decide să facă bază militară. Da, nu știu, da, trebuie să corect. Eliberez locul, oprim contractele. Dar de ce n-ar continua unul care a făcut-o? Adică știu, a funcționat 10 ani, și-a plătit la timp. Nu, aici eu mă fac avocatul diavolului. Pentru că dacă nu ne înțelegem asupra chiriei, adică ABADL îmi spune, nu mai e chiria de 30.000 de euro, tot, va fi de 40.000, nu-mi convine. Atunci ei trebuie să o scoată la licitații. Adică statul... Păi și au timp în 30 de zile? Păi asta tocmai ce vă spuneam. Dar nu stați liniștit că ei nu o fac în 30 de zile. Ei își fac timp. Și o scol la licitație, dar o scol la licitație în luna în care începe sezonul. Tocmai. Păi tocmai ce vă spuneam. Și de-aia e haos pe litoral, domnule. Asta e aberant. Ministrul turismului, domnule, adică unde e necoasie? Când s-a terminat sezonul, pe, să zic, 1 octombrie, da? Mă rog, da? Sau pe 1 noiembrie, trebuie să știi ce se întâmplă anul viitor. Ce calcule fac până în martie? Dai drumul la licitație, că ține și aia vreo lună. Adică în decembrie să am adjudecată, așa, și eu cu actul de adjudecare de la licitație, încep să depun pentru autorizație de construire, de funcționare. Sunt exact. O grămadă de avize. De ce să mai și construiesc. Uite, anul ăsta au mers pentru că sunt repede. Incompetenți, domnule, pentru că sunt lenești. Uitați că au mers mai repede. Nu, nu, nu. Păi nu au mers, că nu s-au scos toate plajele. Asta și-a rămas. Nu. Licitațiile pentru anul viitor o să vedeți că le țin în martie, aprilie. Nu s-au scos toate plajele la licitații. Că n-au de venit exemplu, la termen celelalte. De exemplu, plaja Caelia și încă un lot de plaje nu sunt... Și haideți să vă spun ceva, s-au schimbat sectoarele, s-au făcut niște modificări. Da. Aici cineva trebuie să verifice și încă o dată fac un apel. Cineva în statul ăsta român, o instituție, un control trebuie făcut neapărat. N-au făcut nimic, domnule. Se întâmplă lucruri grave. A venit ministrul mediului, nu știu, ministrul turismului a venit. Ne-am adunat în Constanța cu societățile patronale, le-am explicat cu licitațiile, de ce trebuie să le facă. Da, da, da. Și nu. N-au fac nimic, domnule. Nu fac nimic. N-au interes. Și păcat că aici, eu vreau copilul meu să trăiască aici, domnule, și nepoții mei să trăiască aici. Da, totul, eu stau la chestia asta cu chiria, că o modifici cu inflație, nu? De ce în an de an hârtii, birocrație? Că spuneți că sunt mulți oameni la unii pregătiți, unii nu la administrația. Corect. De ce să fie atât de mulți? Că de ce să fie atât de mulți? Așa a fost personalul. Păi, dacă face an de an licitații, an de an formularistică. În contract. Și spuneți așa, trebuie să fie pe un an și cu 30 de zile înainte că se mai modifică prețul. Dar nu-l adaptez cu inflația. Da. Și ai, nu știu, odată la 10 ani să schimbă... De ce trebuie să fie mulți la stat? Pentru că e bine la stat, domnule. Pentru că statul este cel care face cea mai mare concurență neloială privatului.
Pentru că, dau un exemplu, de ce ăla de la stat, domnule, să ia tichet de vacanță, angajatul la stat, iar angajatul în privat să nu ia și el tichet de vacanță? Că tichetul ăsta de vacanță e plătit la lucrătorul de la stat cu banii de la stat. Cu ce este mai, cum să vă spun eu, mai presus un lucrător de la stat decât un lucrător în privat? De ce să nu-i dăm și lui ăla tichet de vacanță? Nimeni n-a spus problema. Nu. Pentru că trebuie să ne facem masa noastră de manevră. De manevră. Și eu întreb ceva. Până la proba contrarie, da? Cine plătește dacă mâine instanța spune că Alin Bucur trebuie să câștige licitația? Sau statul? Păi dumneavoastră, eu, dânsul, păi când, plătim. Peste cât timp? Și de ce așa? Și ce se întâmplă cu restul sectorilor de plajă? Adică de ce n-arată toate la fel de... Am prezentat imagine așa spectaculos, nu? Frumos. Cum... Pentru că nimeni nu își permite să vină să investească, cum a spus, în condițiile în care se întâmplă ceea ce se întâmplă. Adică, credeți dumneavoastră că s-a dus cineva la un sector de plajă din Eforie Sud, amărât acolo, nu știu ce, care l-a făcut, cum l-a făcut, care e total, cum să vă spun, în afara legii, că n-are toaletă, n-are față de interesul care ar da când... Deci miza n-ar fi Mamaia sau... Nu, domnule, știm și noi că miza a fost politică. Nu că a avut ceva neapărat cu dus. A fost politică. Să se certe ei între ei. Ei, uite că certându-se ei între ei și... Nu, făcând... zic, miza, cine întreține acest haos? Sau care e interesul să fie lucrurile neclare? Și ați spus, într-un colț, în altul, se mai merge pe sub... Păi haideți să vă spun eu, haideți să facem pe 544 să cerem și la Badelec, trebuie să ne pună la dispoziție cum au mers sectoarele de plaje anul trecut, acum 2 ani, cele care pe dispoziții de evenimente, pe să chiar vedem cum au mers. Festivalul cum i-a autorizat? Cum și da. Din vreme și a da, se scoate la licitație? Sigur. Haideți să vă spun o chestie festival? Foarte interesantă cu festivalul, marele festival, pot să-i pronunț numele? Nu, de la Cluj. Da. Da. Da, aveți și în Mamaia și la Constanța festivalul. Păi da. Cum sunt? Cum își Nevărsiu, vă referiți. Da, la Nevărsiu. Mă rog. Nevărsiu sau altele. Bun. Cum își rezolvă această... Păi nu știu, dar haideți să vă dacă, spun. Dacă el vrea să-l facă pe un anumit sector de plajă... Nu, e legislație și pe plan local și pe plan național ca să funcționeze. Aceste spectacole funcționează legal. Ce e ilegal este faptul că eu, ca să ajung la mine pe sector de plajă, fiind vecin cu Nevărsiu, eu trebuia să iau acord scris, autorizație scrisă de la alt privat, de la Nevărsiu. Nevărsiu îmi dădeau hârtie ca eu să pot să mă duc la mine, la muncă. Și la toți care aveam sectoare de plajă. Dar Nevărsiu de unde lua plaja respectivă? Păi, cine e o... Păi o închiria de la... Au și ei. Ei au sector de plajă închiriat. Am înțeles. Și pe ăla funcționează. Deci dacă nu se califică, nu se organizează cum trebuie, există riscul să... Da, bineînțeles. Nu, da, ei au pe 10 ani. Deci își fac deci ei au pe 10 ani. Și noi am avut pe 10 ani. Deci noi am avut pe 10 ani. Numai acum 2 ani s-a făcut pe 2 ani. Că au zis să ajungă toate contractele la termen și după aia iar să le dea la 10 ani. Deci este un haos generalizat la Ministerul, la ABAD, la ANAR. Pentru că n-au interes, domnule. Interesul lor este să ia banul după... Și nu-i mai interesează nimic. Da, da, acum observăm că interesul nu e numai să iau bani. Interes au să câștige altcineva. Să ia bani? De la cine să ia bani? Revin și spun... Și poate cineva ne aude, măcar domn ministru al mediului, să ia măsuri, că ANAR-ul este... Domnul ministru nu cred că știe despre întrebările. Păi, poate aude acum sau cineva îl informează. Deci pe data de 9 octombrie a fost ultima zi, până la ora 16.30, a fost ultima depunere a ofertelor, da? Ne-am trezit în licitație cu oferte depuse pe data de 11. Cum poate o comisie să aibă pe masă o ofertă de pe data de 11? Da, acest lucru ar, odată dovedit, ar anula întregul pachet de licitații. Dar îmbracă caracter penal deja. Ajungem
Nu mai spun că s-au anulat acele două plicuri, au rămas plicul meu și alte. Implică doar acele oferte sau toată? Nu, au fost patru oferte, le-au anulat pe, acele, pe acestea două care vă spun. Și atunci eu am spus, dar doamne, ce mai caută în sală? Să asiste la licitație, dacă nu s-au încadrat. După care, și sunt 12 persoane acolo care sunt martore la ce s-a întâmplat, au fost niște discuții halucinante. Acele doamne avocate au putut să spună că au o ofertă mult mai mare decât a mea. De unde știu? De unde știu? Am întrebat comisia. Poate să fie 200 de ori mai mare. Deci, doamne, poți să fii Einstein. Dacă te-ai prezentat cu dosarul de înscriere la facultate după ce s-a început examenul la... Da, dar unde ai fost? Cine ți-a luat dosarul? Că s-a dus și a depus la administrația bazinală. Dacă a trecut termenul de depunere, exact. Cine le-a mai luat? De ce, păi, de ce au fost luate? De ce au venit ca să încurce această licitație? N-au intrat pe horn. Le-a predat undeva, dar era trecută data de depunere. Vă mai trag un semnal de alarmă. Ceea ce n-am spus-o. Sunt probleme foarte mult. În premieră. Licitația a fost publică. Au fost săli de ședință și pe etajul 2 și 3, dacă nu mă înșel, sau 1 și 2. Pentru această plajă a fost făcută o singură comisie, o singură, doar pentru la celelalte săli de ședință erau sectoare 1, 2, 3, 7, 9. Pentru că cea mai tare plajă. Pentru plaja asta a fost făcută o singură comisie, o singură cameră, o singură... Ce se întâmplă aici? De ce așa ceva? Chiar se întâmplă multe, dar nu știu, Ministerul Mediului, nu și Mediului, că în curtea lor este, dar Ministerul Turismului ar trebui să facă ceva, doamne, să se implice cumva. Că spunem plajă, spunem apă, spunem și nu spunem turism. Când vine turistul, primul de care se lovește e plajă. Da, hotelierii din Constanța, că și ei sunt afectați. Păi sunt, sigur că nu vine nimeni să stea în hotel. Sigur că da. Încă nu. Au și ei aceeași părere ca și noi. Unii dintre ei, că sunt și tabere. Eu cu siguranță vă spun cum a apărut și a venit domnul Constantin. O să vină din ce în ce mai mulți operatori de plajă și bănuiești și hotelieri. Eu sunt contactat în privat de foarte multă lume care suferă abuzuri. Cineva trebuie să ia măsuri. Sesizez încă o dată, sesizez, poate ne-au de domnul prim-ministru ce se întâmplă sub tutela dumnealui. Nu e normal să aduci o comisie din țară, comisia a fost de 6 membri și să plătești doar pentru un singur sector de plajă, doar pentru a-ți face cărțile așa cum trebuie și să accepți oferte de data de 11, să blochezi această, să vină comisia care, comisia pe bună dreptate, cred că n-au știut că este oferta mea și au făcut dosarul că toate actele sunt în regulă și licitația merge mai departe și la două zile să primim că de fapt s-a anulat licitația. Adică și astăzi când am cerut, îmi trimit doar frânturi din acte și din documente și de ce nu răspunde nimeni în țara asta? De ce s-a ajuns în halul ăsta? Chiar suntem stat în stat? Apele României stat în stat? Da. Domnule Lucaci, da. Vă rugăm să ieșiți public. Așteptăm și răspunsul, să trimitem încă o dată întrebările către ANAR și administrația. Și vrem să vedem cum s-au ținut aceste licitații și de ce pentru plaja Rex, unde a fost implicată și firma mea, s-a ținut licitație separată. Cum au știut? Adică cameră separată, comisie separată, totul făcut când pentru celelalte au fost... Vă mulțumesc pentru întrebări. Vedem răspunsurile. Și așteptăm în număr cât mai mare cei care au probleme cu aceste instituții. Îi așteptăm să vină alături de noi. Că noi o să mergem mai departe. Adică și până ne câștigăm dreptatea. Dacă avem, dacă nu avem, mergem acasă. Un succes. La revedere. La revedere. Aici, Radio DGNews.ro. Un radio care se citește. Radio DGNews.ro.